Ana Cocoș vă prezintă știrile Bucovina TV. Bun găsit! Deputatul PDL Ioan Balan a preluat funcția de președinte interimar al Organizației Municipale a Partidului. Totodată, liderul PDL a preluat și funcția de prim-vicepreședinte în cadrul Organizației Județene a PDL Suceava. Deputatul Ioan Balan a renunțat la funcția de secretar general al Organizației Județene a PDL, aceasta fiind preluată de fostul viceprimar al Sucevei, Viorel Seredenciuc. În următoarea perioadă, conform declarațiilor liderului PDL, în Organizația Municipală vor mai avea loc schimbări în structura de conducere. Balan a anunțat că Vasile Ilie și Lucian Harșovski vor ocupa cele două funcții de prim-vicepreședinte. Funcția de secretar general al Organizației Municipale a Partidului va reveni consilier local Neculai Barbă. Departamentul de relații cu presa va fi condus de sociologul Adrian Botezatu.